Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi ne îndreptăm atenția, după cum v-am promis încă de săptămâna trecută, către sportul fălticenean. În primul și în primul rând, îndrăznesc să spun, pentru că acolo când discutăm de mari performanțe, suntem îndrituiți, suntem obligați să ne îndreptăm atenția către zona fălticenului, pentru că de acolo e o pepinieră, așa, unde cresc Nisca Eva campioni. Anul săptămâna trecută omagiam, ca să spun așa, rezultatele obținute în mod special de Gianina Beleagă și Ionela Lehaci, două sucevence care la canotaj au li s-a cântat imnul, ca să o spunem pe aia dreaptă. Cel puțin în cazul Gianinei Beleagă, cea care a și fost aici în platoul la Bucovina Sport Action, de fiecare dată am avut așa un sentiment aparte. Iar dacă discutăm de ascensiunea Gianinei, nu putem să scoatem din ecuație fălticenul, nu putem scoate din ecuație grupul de antrenori de acolo, care astăzi este reprezentat de profesor antrenor domnul Vasile Avrămia. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Și îndrăznesc să vă mulțumesc așa din partea noastră, a celor care iubim sportul, pentru acest rezultat, pentru că o parte din rezultat îndrăznesc eu să spun că vă aparține. Da, deci Gianina a fost selecționată de către mine și de Spaion, de la CSN Suceava. A făcut performanța la CSN Suceava, pregătindu-se la Fălticeni. Ea a fost în centru la Fălticeni, împreună cu Vrânceanu Ioana, care a ieșit campioană mondială acum în 8+1, care a făcut la Nicu Gani, Tudosă Ciprian, care a fost tot în 8+1 la mondială acum și a venit pe locul 5, și Pascari Cosmin de la CSM Suceava, care s-a pregătit tot la Fălticeni. Iar din 8 am mai făcut parte și Bejenaru Viviana, care s-a pregătit tot la centrul de la Fălticeni. 4 ani de zile. Cu alte cuvinte, 5 copii din cei care au participat la mondiale s-au pregătit la Fălticeni. Da, asta vreau să spun, s-au și pregătit la Fălticeni și Fălticenul, cum ați menționat și dumneavoastră, eu n-aș uita-o pe soția dumneavoastră, care este îndeaproape în acest fenomen, pentru că acolo sunteți un grup. Dar suntem o familie. Deci nu da, cred că ăsta e termenul cel mai apropiat și cum în urmă cu ceva vreme vă solicitam, spuneți-mi, vă rog frumos, către cine să îndrept atenția pe viitor. Numele Gianinei mi l-a spus la vremea respectivă. Deci e o sportivă de performanță cu un viitor, eu zic că încă nu e înaltă performanță? Bai, foarte înaltă performanță. Asta vreau foarte să înaltă zic. Performanță. Și eu zic că o să se confirme și la Olimpiadă. Deci sper că locul ăsta, unul la mondial, e să fie și la Olimpiadă. E așezată la oaltă colegele ei pe direcția cea bună. E o barcă tânără, deci cea mai tânără barcă, 22 de ani. Deci tineri. Și în 8+1 tot la fel. Deci Vrânceanu, Bejinaru, fetele alte, deci la 23. Tudos are 20. Pascar 19. Deci o generație tânără de copii. Nu dăm tot, pentru că trebuie să despicăm de a fi rampatru toată această poveste frumoasă a canotajului fălticenean. Îndrăznesc să cred tot așa că dacă discutăm de sportul fălticenean, trebuie să discutăm și cu președintele ACS Nada Florilor, domnul Iulian Darabă, care e atât de implicat în sport, încât e și la Nicu Gane și, dar nu asta vreau să scot în evidență, cât faptul că de mai multă vreme Iulian Darabă este, n-aș zice eu, cel care ordonează, direguiește ce se întâmplă în sportul fălticenean, dar măcar răspunde de ce e pe acolo, drept pentru care îl salut și pe el. Bună seara, Iulian, bine ai venit alături. Bună seara, bine v-am găsit. Adevărul e că întotdeauna când apar rezultate de astea extraordinare, vezi cum a ajuns Simona Halep numărul 1 mondial în tenis, apar așa lăudători. În rest, lumea cam uită de lumea sportului, de regulă. Numai la momentele bune, la momentele frumoase, ne aducem aminte, fii atent ce os bun avem. Dar, de altfel, discutăm de foarte multă muncă și de
și de oameni implicați, pentru că altfel eu cred că n-ar putea funcționa această disciplină, în care, culmea, uite, suntem locul 1 în lume și pe poziții, sau în chestiuni onorante, nu la obezitate sau la cine știe ce altceva, unde nu e deloc onorant să fii locul 1. Noi, la fălticeni, pot să vă spun că beneficiem de sprijinul, în primul rând, a primarului, a oamenilor care ne sponsorizează și, nu în ultimul rând, sprijinul părinților care își îndreaptă copiii spre sport, pentru că au realizat că prin sport pot avea o viață sănătoasă, pot să realizeze ceva în viața personală, nu doar pe ceea ce înseamnă performanță. Este un pas pentru ei spre a învăța ce înseamnă o viață educată, liniștită, ordonată. Da. Asta e marele câștig când discutăm de practicarea sportului. Dar de la practicarea sportului ajunge la performanță și la înaltă performanță. Cam ăștia sunt pașii. Și e foarte interesant și foarte important, îndrăznesc eu să cred, în partea asta de practicare a sportului. Și știți cum, iarăși trec la domnul Avrămia, am auzit așa pe surse, dar dacă nu e adevărat, mă certați, spuneți, dar am înțeles că vin din sud, de pe la Orșova, și caută copii aici, la Suceava. Dar toți copiii, deci majoritatea, deci cam 80-90% sunt din zona Moldovei. Din zona Moldovei. Din zona Moldovei. Eu am auzit că Botoșani. Eu am înțeles că anul ăsta... Dar în fiecare an vin. În fiecare an vin. Deci vin de la Orșova și de la București și de la Constanța. Deci selecția se face în zona noastră. Deci în special Botoșani. Nu s-ar duce la Teleorman? Nu, deci tot la noi sunt copiii dotați, cu potențial, mai serioși. Deci, mai muncitori până la urmă. Mai muncitori, da. Mai necăjiți. Cu multă voință vor să afirme. Și în zona noastră sunt copii cu potențial. Deci vă dau un exemplu, am făcut selecție. Acum, așa, de curiozitate, n-am fost în selecție decât la Mălin, Rădășeni, Lămășeni, partea asta, zona asta, și la Fălticeni. Deci am găsit 22 de copii, mai la Fălticeni, în parametri, deci la școală, între a nouă. Deci mai există vreun oraș în țara asta, poate în Botoșani, care pot să aibă așa ceva, deci cu potențial. Da, Botoșan, nu mergeți. Noi ne vedem. Putem merge, dar se putem ține pe cei care găsim la noi. Deci ar fi primul pas. Da. Să avem bani pentru să-i pregătim pe cei care găsim în zona. Condiții, deci, eu știu că sunt la Fălticeni, la CSS Nicu Gane. Deci condiții avem. Acum trebuie să... Dacă nu ne finanțează Federația Română de Canotaj, e greu. Adică dacă ar finanța, ați putea aduce mai mulți sportivi, să oferiți mai mulți gata și lefuiți. Mai multe rezultate. Mai multe rezultate, da. Cu cât ai copii mai mulți, cu atâta sar mai mulți copii, deci cu potențial mai să fac performanță mai mulți. Deci din 2, ca să iasă 2 la mondial, e greu. Din 10 să iasă 2-3, e mult mai... Sunt mai multe șanse să facă performanță. Deci asta e. Cum am ajuns în punctul ăsta? Pentru că în urmă cu ceva vreme Suceava era și centru olimpic. Suceava, Fălticeni. Nu se pregăteau loturi. Da, a fost la Iași. Eu am fost un an antrenor principal la Iași, la centru, șef de centru acolo, și am adus centrul la Fălticeni. Al doilea an toți copiii erau la Iași. Am fost eu cu antrenor la Botoșani, doamna Iacob. Da. Și al doilea an aveam toți copiii de la Fălticeni și la Botoșani. Suceava, Fălticeni, Botoșani. Da. Și am adus centrul la... Cu greu, dar l-am adus la Fălticeni. Deci 5 ani a stat centrul la Fălticeni. Doar nu l-ați adus de copii... pentru că avem gârle pe ce să... Da. Avea și rezultate și condiții mai bune. De cazare, mă refer, de cazare plus masă. La noi, la Nicu Gane, cazare, vă spun drept, e 4 lei pe zi. Masa e 15 lei la copii care mănâncă, dar la noi masa e degea 3%. Bică nu există niciun restaurant, nu să mănânci mai ieftin de 35%. Da. Deci mâncare mult mai mult... E ce trebuie până la urmă la sportiv, că nu-i luați ca să... Da, la ce consumă... Avantaje mari la masă. Deci dacă ai 45 de lei masă... Eu mă gândeam la următorul lucru, adică de ce un părinte, urmărind această emisiune, și-ar îndrepta... pentru că ăsta e până la urmă dezideratul acestei emisiuni, că la capătul ei, măcar un copil sau măcar un părinte
să fie doritor să facă sport, să fie interesat să. Deci canotajul e un sport care ajungi foarte repede în vârf. Dar trebuie să ai calități și să muncești. Să fii serios. Și să ai potențial. Deci sunt copii care în 2 ani de zile ajung la campionatul mondial. De când în alte sporturi, ca să ajungi la mondiale... Na, care e secretul, în afară de muncă și calitate? Deci muncă, plus, acum noi suntem, știm ce trebuie făcut. Deci, la orice nivel poți să lucrezi cu copiii în așa fel încât să ajungi la campionatul mondial. Deci suntem antrenori de lot, deci la... Noi am câștigat campionatul mondial și în Bulgaria, și în Brazilia, europeni în Belgia, am fost în Anglia, în Cehia. Deci acum avem experiență și știm ce trebuie făcut și să-i pregătim ca să ajungă la un nivel foarte înalt. Da, vedeți dumneavoastră că în alte sporturi, domnul Dorabă, vedeți ce simplu e, adică bă, cu atâta nonșalanță, domnule, știm ce avem de făcut, e foarte ușor pentru noi, dacă vrea și dacă face parte din ecuație, îl ducem acolo. În alte sporturi nu ai această șansă. Da, este... Nu este chiar așa de ușor, cum spune domnul profesor. Bine, la ce rutină are domnul profesor? Stune, nicio problemă, îl fac. Dacă vrea, îl fac. Adică, îl țineți deci, toată noaptea să meargă pe plac. Toată noaptea. Deci avem program de antrenament normal, cum lucrează toți în țară, la centrurile, la loturile naționale, la centrurile olimpice. Și deci noi... Deci, cum să spun? E frumos când e un copil de acasă și îl duci până la campionatul mondial și scoți campion mondial de cele de acasă până la mondial. Și, păi și asta ce înseamnă? E renta, e viageră dacă vii? Deci la junior nu, dar la tineret. Nu la junior, la tineret. Când ajungi la senior, când ții o medalie. Da. Deci locul 1 la europeni, da. Locul 1 la mondiale și locul 1, 2, 3 la olimpiadă, ai rentă viageră. Salariul meu de pe economie. La 40 de milioane pe lună. Deci cum are Beleag acum? Deci Beleag acum se lasă de sport, are 40 milioane pe lună toată viața. Doamne ajută, da. Adică... Vrânceanu, care a câștigat anul ăsta și aur și la europeni și la mondiale, are 60 de milioane toată viața. Se lasă de sport de mâine... Dar nu se lasă. Nu se lasă, păi nu, se lasă, au obiectiv că... olimpiada și asta. Deci sunt tineri, deci, la 22-23 de ani... Da, bun, pe de o parte, noi suntem tare mândri când cântăim. Dar vorbesc de noi restul, nu doar cei care au fost strict implicați. Dar vedeți dumneavoastră că e, eu îndrăznesc să cred, cu excepția unor anumite situații, nu prea discutăm de un sprijin corect, bine administrat sportului. Încă la dumneavoastră e, ca să spunem așa, o situație în care încă funcționează lucrurile. Da, dar din inerție. Deci dacă lucrezi nu tot timpul, ai copii, deci... Da, și n-au putut să plece cu balta în spate, da. Deci cu șomuzul în spate n-au putut să plece de acolo, drept pentru care, uite că a rămas. Dar eu mi-aduc aminte, acum ceva vreme, un an, doi, trei, nici nu mai țin minte cât, era o discuție administratorii lacului că de ce... Le sperie peștii sau le oxigenează. Și... Adică ajunseserăm într-o situație de asta. Deci eu, pe care pot să-i mulțumesc frumos când ne lasă să ieșim pe apă ca să... Deci eu n-am plătit. Au cerut o chirie, eu n-am plătit. M-au lăsat totuși să ies pe apă, mi-a făcut antrenamentul. CSM-ul a plătit. Da, eu le mulțumesc pe această cale că... Că ne lasă să ne antrenăm. Dacă pot să spun și numele... domnului Melinti Flavius, director, și doamna Gabriela Holăte, care răspunde, sunt privatizați și ne permit să facem antrenament. Da, cum să vă spun, e dreptul nostru, dar mie mi se pare atât de normal să păstrăm totuși aceste pepiniere tocmai pentru a mai avea performanță și, după cum spuneam, să avem și noi motive pentru care să ne bucurăm că suntem pe locul întâi la ceva. Că așa avem N lucruri la care suntem pe locul întâi și în Europa și în lume, dar nu la lucruri bune, din păcate. Dar revin cu întrebarea către Iulian. E frustrant așa când vedem alți antrenori, nu? Dom'le, știu ce am de făcut, nicio problemă, campionat mondial. Uite cum se pot realiza până la urmă niște copii. Da, este meritul dumnealor, pentru că știu... foarte bine ce au de făcut și știu foarte bine ceea ce au de cerut de la un copil. Dacă ei înțeleg acest lucru, pașii spre înalta performanță vor fi din ce în ce mai ușori.
Scurt moment de publicitate, revenim cu partea a doua a emisiunii în câteva momente.